11 jucători au fost prezenți miercuri după amiază la primul antrenament care a avut loc în sala sporturilor. Titus Nicoară, Octavian Popacalotto, Ștefan Nicolici, Nicola Silagi, Jonathan Barnes, Radu Vrâncean, Daniel Banciu, Andrei Albu, Rareș Hancaș, Teo Dobău și Răzvan Gabor fac parte din lotul pentru noul sezon competițional. Acestora li se vor alătura Andrei Iliescu, care a lipsit motivat, și americanul Jacob Gibson, care va ajunge în zilele următoare la Mediaș. Sunt 11 momentan pe Nico, l-am lăsat să vină să se antreneze cu noi până o să plece la Cluj, să evolueze acolo. Suntem dornici de muncă, de-abia așteptam să intrăm în sală, să începem pregătirea. În curând va sosi și ultimul nostru transfer, Jacob Gibson, dar el o să ajungă în cursul săptămânii viitoare. Și despre cine nu am vorbit, despre Ștefan Nicolici, care ne bucurăm că am putut să-l convingem să ajungă aici un jucător cu experiență, cu, de zic eu, o foarte mare calitate. Sperăm să creăm nucleul acela competitiv care ne va aduce spre jocurile bune, care să ne aducă cât mai multe victorii, să putem practica în primul rând un basket cât mai de calitate și în al doilea rând să aducem cât mai mulți spectatori la sală. În mare, acesta este lotul cu care veți aborda noul sezon competițional? În mare parte, da. Mai putem face încă un transfer, așteptăm răspunsul să vedem, dar suntem un pic limitați ca buget, dar dacă s-ar putea să mai accepte încă un jucător și atunci vom fi chiar întreg lotul de 14 jucători, inclusiv cu cei 4 juniori care i-am luat de la Mediaș. Este străin și așteptăm răspunsul lui în decursul zilei de astăzi sau mâine. Cum arată programul pentru zilele următoare? Păi, pregătirea vom efectua numai la Mediaș, dar în sală și afară pe stadion, probabil. Programul meciului de pregătire încă nu l-am stabilit exact, pentru că așteptăm răspunsuri de la mai multe echipe. Să vedem, s-ar putea să putem să jucăm și un turneu chiar la noi, să-l organizăm chiar noi. Asta, da, probabil în luna septembrie, dar până atunci cu siguranță vor avea niște meciuri amicale și vom anunța când va fi cazul.